Am o rugăminte la dumneavoastră. Eu am trăit în Soroca 45 de ani, m-am despărțit și a venit la părinții mei, m-au adus primarul satului ca amândoi și deu la pat. Unul lucra 40 de ani la fermă și l-a paralizat și de lat 8 ani de zile. Și mama mea a făcut 40 de ani tutun și a chiorât de amândoi ochi. Și își deu doi la pat și m-au adus. Și numai eu singur, n-am frați, n-am surori, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni, sunt îngurat în casă și am venit în casă părintească, am îngropat 6 decembrie, 11 decembrie și 11 martie, 3 morți. Nu ne-a dat nimeni o capeică, nu ne-a stat, tot cu sâla mea, cu sâla mea. Am venit aici, când am venit aici, mi-au luat casa, mi-au vândut casa, eu am struit-o, eu am pus, am luat sudă de la fabrică și am struit-o, casa aici și mi-au vândut moștenirea, mi-au vândut via, mi-au vândut cotele. Mi-au vândut cotele, nu de mult, proaspăt, mi-au vândut la palamari, mi-au vândut grădina, livada, mi-au vândut livada. Și am cumpărat niște soci când aveam unii pune, un pândrăjel, un mărar, nic. S-o cam întrerupt legătura, dar înțeleg că e o femeie supărată de la Parcani Soroca.